Joi, 18 iunie 2020, mă aflu în Galați, la sediul clubului Columbofil, din acest oraș, afiliala FCPR, unde particip la îmbarcarea porumbeilor pentru prima etapă de fond din acest sezon, cea de la Tomasov. Acum am plăcerea stau de vorbă cu un tânăr columbofil de valoare de aici din oraș. Este vorba despre domnul Pârvu Corneliu Adrian. Te salut, Corneliu, ce faci? Vă salut! Ce da. Să fac? Uite, am îmbarcat porumbii pentru etapa Tomasov. Te-am găsit aici. Și am văzut că ai băgat numai femeile la echipă, nu? Da, așa consider eu, că femeile... Te înțelegi mai bine cu ele? Da, se motivează mai bine? Cum e? Mai constante în zbor? Mai, un pic mai constante, da. Cât ce lot ai de porumbei? Mai mult femeile ai adus? 22 sau? De porumbei, s-a adeptat la porumbei puțin. Da. Nu-mi plac porumbei mulți, pentru că consider eu că un lot mai mic de porumbei e o valoare mai mare. Așa e. Te poți ocupa mai ușor de ei, mai bine, nu? Sigur, da. Câți porumbei crești în total la casă? Ai mulți? Nu, am la lotul de matcă, sunt 5 perechi, adică 10 bucăți și zburătorii, 22 de pui și 22 de zburători. E bine, înseamnă că te ocupi bine de ei. Da. Eu așa m-au zis că ești un crescător care dă multă atenție la păsările. Da, zi de zi mă ocup de ei, zi de zi. Cât timp stai între ei, Cornel? Cât timp îți permiți să stai în timpul sezonului? Dimineața cam o 2 ore și seara cam o oră, cam așa. Îi antrenezi, îi zbori văduvie natural? Și văduvie și natural. Și la văduvie și la natural, în același sezon? În același sezon. Sau aceiași porumbei și văduvie și natural? Sigur. Când încep cu văduvie și termin cu naturalul sau cum procedezi? Încep cu natural și termin cu văduvie. Am înțeles. După câte etape ai treci la... Cam după 3-4 etape, depinde când consider eu că nu mai trebuie să trag un pic mai... Nu mai trag așa, nu? Da. Nu mai au... Am înțeles. Te mai ajută cineva în familie cu creșterea lor? Nu mă ajută nimeni, mă ajută un pic soția, dar... Na, nu prea... Dar îți mai dă apă așa, mâncare la ei când ești acasă? Absolut, dacă sunt plecat eu, sigur. Da, te mai ajută și cu antrenamentele, de exemplu, dacă ai nevoie să... Dacă sunt plecat și da, le dă drumul la porumbei, îi lasă în pace. Ei știi, sigur, zboară singur, porumbei nu le face nimic. Ei intră, le pune acele probabil sau intră singur, nu? Intră singur porumbei, da. Da, e bine. Am înțeles că ai un lot foarte valoros de păsări de matcă pe care ți le-ai adus de afară. Dar nu știu dacă ai avut timp suficient să-ți dai seama de calitățile lor reproductive. Deocamdată, nu având în vedere că zbor doar de 3 ani, porumbei am de la vârsta de 7 ani, dar nu am zburat, nu am dezvoltat hobby-ul ăsta. Acum, în 2015 am construit crescătoria de porumbei și în 2016 a fost primul meu... Primul an, și da, cum ți s-a părut? Cum a fost primul an? Greu pentru început? Având în vedere că Germania am stat o perioadă de timp și am făcut cu un prieten de-al meu viteză. Când am venit aici la noi să joacă fonduri și maraton și a fost foarte dificil pentru mine, pentru că eu eram învățat să antrenez porumbeii la viteză, să-i hrănesc pentru viteză, să-i prepar pentru viteză, iar aici când am ajuns cu ei, deja porumbeii era altceva și... Deci ai zburat și în Germania, nu? Absolut. Super. Da. Un tandem, un crescător român sau german? Nu, german, dar un crescător foarte bătrân. Am avut ce învăța de la el. Sunt convins de asta. Foarte și cred că el a fost unul dintre mentorii tăi, nu? Da, și persoana e. De la și care... e. Încă mai zboară. Ții legătura cu el în continuare? Te sigur, mai sfătuiești cu el acum? Sigur, în fiecare săptămână. Super. Da. Tu îi dai dintre metodele tale, vorbești despre metodele tale de zbor la fond maraton, el îți spune de viteză de mifun, bănesc, nu? Da, ne ajutăm unul pe altul, adică... Da, e un lucru frumos asta, într-adevăr. Ia spune, moștenești pasiunea asta columbofilă de la cineva din familie? Nu moștenești de la nimeni din familie. Nu? Singur. Nici tata, nici bunic, nimic, nici unui, nimic, nu? Nu, singur. La tine a răsărit așa. Toate. Și îți place cum se pare pasiunea asta columbofilă? E una frumoasă? E foarte frumoasă pasiunea. E, nu? Dar mănâncă timp mult sau cum e? Da, mănâncă și timp mult, vă dați seama că nu poți să stai foarte puțin printre ei, că nu. Trebuie să stai un pic de timp să te ocupi de curățenie, de mâncare, de... lucrurile astea mărunte, care zi de zi. Îi hrănești cu mâncare la sac? Mâncare la sac. Numai la sac, nu? Și îi lași la liber, le dai mâncare la saturație sau la porție, să zic așa? La saturație. La saturație, nu? Da, nu hrănești porumbei. Dacă era la viteză, la ce era altceva? Da, la maraton și porumbei. Păi aici, prin club, care sunt colegii tăi de la care, cu care ai o relație bună, așa să zic, și de la care mai, cu care te mai sfătuiești? Domnul Nicu Șorocalet, da? Nicușor, da? Și el e la început de drum ca mine. Da, exact. Domnul Ștefan Buțucanu, care e maestru un om deosebit, deci deosebit.
Și mai sunt așa câțiva colegi care mai vorbim între noi, mai... Cum, așa ești un crescător pătimaș în sensul că te super tare când nu-ți vin de la un concurs, nu, așa cum ți-ai dorit tu? Super. Nu te deranjează, nu? Nu m-am supărat. N-am de ce să mă supăr. Nici nu l-ai rupt gâtul, nu? Că nu ți-au intrat nu, imediat nu, ce... Nici nu rup gâtul la porumbii. N-am făcut niciodată treaba asta. Și că în sportul ăsta, și în special la fond maraton, trebuie să ai răbdare multă cu păsările, da. Să le lasi să maturizeze. Da. E altceva mai față de viteză de mifond. Și... E bine. Ia spune, în opinia ta, ca să ajungi un crescător cu rezultate bune, campion, la nivel județean, național, ai nevoie și de puțin noroc? Îți trebuie și noroc? Da, cred că e nevoie de foarte mult noroc, dar ideea e că depinde cum îți proiești tu linia de porumbei, adică contează foarte, foarte mult treaba asta. Ce porumbei preferi ca și talii? Mai mici, mai mari? Talii mijlocii. Mijlocii. Da. Ușor, mai grei, la mână? Mediu. Mediu, nu? Da. Îi împerecheți vreodată, îi împerecheat după calitățile astea, să încerci o anumită compensație fizică, de exemplu, dacă musculul e mai mare, mai da, masiv, da, se da. Dai o femelă mai mică? O femelă mai mică sau dacă femeia e mai mare, cu un muscul mai... Da. Medium. Mm-hmm. Astea ochi... strict. Da, sunt chestii da, elementare, uneori de bază, știi cum e, că dacă un porumbel de fum maraton nu e echilibrat da. Cât mai bine, după aia orice gram în plus și orice mic dezechilibru la peste 1000 de kilometri se simte sigur, al naibii de bine, sigur, nu? Sigur, sigur că da. Ia spune, dacă te-ai mai naște a doua oară, te-ai mai apucat de porumbei? Cu siguranță. Da? Da. Mă bucur atunci să aud. Adică și sfătuiesc pe foarte mulți care să apucă acum sau care s-au apucat de ceva 2-3 ani, 5 ani sau știu eu, să nu renunțe. Chiar dacă n-au venit porumbii în față, chiar dacă n-au făcut rezultate, de, să nu renunțe. Pentru că fiecare are locul lor, da. Fiecare porumbel o să-și facă datoria până la urmă, pentru că contează foarte mult și adaptatul păsărilor. Deci când aduci păsări din altă parte și se adaptezi, adică în altă țară vorbim, da? Se adaptezi la tine în crescătorie, e foarte greu. Deci toată matca ta provine numai din Germania? Numai din Germania, Belgia și Olanda. Da. Sunt convins că ai niște păsări atunci. Da, da. Cu origini super bune, nu? Vă dați seama că... Da. Da, da, că te-ai dus pe acolo și știi că te întorci acasă, ți-ai, sigur. Ți-ai procurat păsări de maximă calitate, nu? Da, da, da. Dar acum să vedem ce se întâmplă pe viitor. Pentru că le ia 2 ani, 3 ani, 4 ani, n-avem de să știu. Aici la voi pe zonă, din ce am văzut și pe Galați și pe Brăila, da. Dar nu numai, e o zonă cu o concurență foarte puternică. Sigur, este? Sigur, sigur. Se joacă numai maraton, crescător maraton cu extrem. Păsări care zboară de generații. Da. Pe aceea ajută cu o anumită familie de porumbei și... Îți trebuie ceva dibăcie și păsări ca să, să-i prinzi din urmă, să zic așa, nu? Da, 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 da. Cornel, mă bucur mult că am stat de vorbă cu tine. Mulțumesc și eu. E primul nostru interviu, să-mi sperăm că o să avem ocazia să mai stăm și altă dată. Sigur. Și prin expoziții, da. Județene, zonale, naționale, da? Dacă îmi promis că obții și rezultate mai bune, atunci voi vedem. Fi... Vedem, nu voi... promit nimic, vedem. Dacă o să avem rezultate bune, na. O să te vedem cu siguranță, sigur, nu? Da, da. Toate cele bune îți doresc. Mulțumesc. Și felicitări pentru această frumoasă pasiune pe care o ai. Mersi mult. Toate cele bune. La revedere. Stimă.